Julia, în lacrimi după un schimb de replici, aprige cu Robi. M-am săturat să mă jignească. Iată ce și-au spus cei doi concurenți și ce s-a întâmplat în casa iubirii. Casa iubirii a fost zguduită de un nou conflict puternic. Robi a pus-o la zid pe Julia. Vorbește în numele tuturor. Concurenta a izbucnit în lacrimi amare. Iată ce reacții s-au declanșat în platou concurenții din cel de-al treilea sezon al emisiunii Casa Iubirii au parte în fiecare zi de noi momente de senzație, de noi provocări, dar și de surprize de pomină. Încă din primele ediții concurenții au început să lege simpatii, însă pe parcurs s-au declanșat și antipatii deoarece au apărut primele invidii și gelozii. Este și cazul Juliei și al lui Robi, care deși inițial s-au apropiat, la un moment dat tânărul a decis să își îndrepte atenția către Virginia, dezamăgind-o teribil pe Julia. Casa iubirii a fost din nou zguduită de un nou conflict puternic. Robi a pus-o la zid pe Julia. Vorbește în numele tuturor. În casa iubirii, concurenții au avut parte de noi momente de agitație atât în rândul fetelor cât și în casa băieților, după ce o ceartă teribilă s-a iscat între Julia și Virginia, iar apoi discuțiile aprinse s-au amplificat. Totul a plecat de la afirmațiile Virginiei, care le-a acuzat pe Julia și Larisa că au făcut o alianță împotriva celorlalte fete și că vor să le domine și să dețină supremația. Pe de altă parte, Julia i-a reproșat rivalei sale că o aduce pe ea în discuție mereu pentru a da bine la public. După schimbul de replici aprigei scat între Julia și Virginia, a venit rândul lui Robi să o înfrunte pe frumoasă blondina vizibil deranjat de atitudinea Juliei față de Virginia, Robi a vrut neapărat să o pună la punct și i-a adresat replici dure, pe care tânăra le-a perceput drept jignitoare și în cele din urmă au făcut-o să plângă. Robi vorbește în numele tuturor. Ea nu face introducere. Julia, îți place numele meu maxim, de asta mă auzi numai pe mine. Robi, te ador, crede-mă. Cosmin, fetele au interpretat gesturile Juliei și ale Larisei că gesturi de superioritate față de ele. De asemenea, Julia a declarat la un moment dat că are impresia că va fi țintă nominalizărilor în gala următoare și că băieții ar caută motive tocmai pentru a o putea nominaliza. În cele din urmă, Julia a cedat și început să plângă. Întrebată de către Andreea Mandea de ce plânge, Julia a mărturisit că s-a săturat să fie jignită de rob de fiecare dată când îi se adresează și să îndure apropauri urâte și jigniri. Julia, vor să justifice votul în gală și asta fac. Robi, nu, stai liniștită că nu ne justificăm niciun vot. Doar că tu ești matură din punctul tău de vedere și nu al altora. Julia, îi reproșați aleinei că nu vorbește și mie îmi reproșați că vorbesc prea mult. Robi, da, Julia, tu scapi mereu basma curată. Tu ești cea mai deșteaptă, tu le ai pe toate. Julia, vrei să mă jignești din nou? Atâta poți. Robi, nu pot să te jignesc pe ține. N-am pe cine. N-ai puterea să înțelegi niște lucruri. Andrea Mantia, nu este ok deloc. În momentul în care nu ai o replică, mai bine te abții, de ce plângi, Julia? Julia, M-am săturat să mă jignească. M-am săturat. Cu orice cuvânt pe care îl scoate din gură, mă jignește.